Siena 34. Bună ziua, dragi prieteni, probabil dacă va fi conexiune, suntem pe un traseu și ne ducem spre Rezina. Și aici v-am preîntâmpinat tot timpul ăsta. Uitați-vă un camion care are încărcat încă un metru deasupra. Cum acolo spune de la ANTA, unis ofițeri, inspectori ANTA, care reglementează cât încărcături poate să ducă un camion de ăsta. Ia spuneți-ne, cât metal încape într-o șalandă de asta? Iată despre ce vorbim eu. Acum întâmplător i-am prins. El merge pe partea asta, pe la pod, pe la Rezina. Iată șalanda asta. Dacă oprești acum, cu siguranță are mai mult de 20 de tone cât se permite să meargă pe drumurile naționale. Important e să înțelegeți că cei de la ANTA, care au un șef nou, până acum se ocupau de busurile care duc colieti, care se le pună cât 50 de euro să plătească pentru că duc busurile colete la Italia și înapoi. Dar iată să oprească ANTA, nou șef de la ANTA, să oprească mașinile care duc, ia uitați-vă, și aici, să oprească, să verifice cât duc mașinile astea. Spuneți-mi, vă rog, cât poate să duc într-o mașină de asta? Și aici sunt 20 de tone de metal numai. ANTA. Am o întrebare către Spânu, el a schimbat conducerea de la ANTA. Domnul Spânu. Andrei. Domnul vicepremier, chiar nu vă interesează, ori nu aveți un șef nou la ANTA? Iată, eu vă arăt numerele la mașină, RCB 259. El atât de tare încărcat de la șalandă încă un metru, pentru toți transportatorii în tot orașul, Doamne ferește să nu fie acoperit șalanda sau autobasculanta, să nu fie acoperită cu material sau cu, cum se numește, cu un strat de ceva ca să nu cadă gunoiul. Ia uitați-vă aici. Eu nu știu cum să vă filmez ca să înțelegeți. Asta e abia să ține ca să nu cadă, ca în Africa. Transportă ca în Africa. În afară de faptul că metalul ăsta merge prin firmele căpușe a lui Țulea și probabil tot vine de la Țulea prin metal feros, că tot ce merge la uzina metalurgică tot merge de la metal ferosul lui Andronache și acum Arcadie Vicul controlează. Și iată, ăștia controlează sistemul de evacuare a metalului din 2005-2004, de când Plahotniuc a pus mâna pe tot ce înseamnă metal în Republica asta. Ei duc fără nicio emoție, deși nimeni nu-i atinge. Eu am niște întrebări către guvernare. Deși pe ăsta care duce metal acum, nimeni nu-l atinge. El și are permisiune specială. El mai are câțiva kilometri și o îndrată în Transnistria, în Parcia, gata, pe el nu-l atinge nimeni. Poliția nu-l oprește, ANTA nu-l oprește. Eu tot înțeleg în viața asta, dar gnorlăiala asta de la guvernarea nouă nu dă rezultate. Dragi prieteni, ori am promis că stopăm hoțiile, oprim schemele care alimentează economia Transnistriei. V-am spus de nenumărate ori, 54% din bugetul Transnistriei este alimentat de metal. Tot ce intră de la noi, de la ucraineni, din România aduc metal și tot ce i-a dus din România tot e venit și e acoperit, că am filmat cum e acoperit. Undeva rulajul și bugetul care îl livrăm noi prin metalul care îl exportăm pentru Transnistria, zona transnistriană, e de 300 de milioane de euro. 300 de milioane de euro, dolari. Noi 55% din bugetul Transnistriei îl asigurăm noi, ăștia mafioții ăștia îl asigură. Am o întrebare către cei care înțeleg, pentru internauții noștri. Pentru cine lucrează guvernul de la Chișinău? Deși guvernul de la Kiev o interzis pe toată dimensiunea Transnistriei, pe toată dimensiunea, încă o dată repet, nicio mașină cu metal încărcată din Ucraina nu vine în Transnistria. Deși metalul trebuie să vină din România, din Ucraina, prin portul Nicolaev, încă o dată repet, prin portul Nicolaev, prin portul Galați, se încarcă câte 40-50 de camioane pe zi și vin în Transnistria la fabrica de prelucrare, la uzina metalurgică. Uzina metalurgică aparține
guvernul așa numit transnistrian, de fapt Federației Rusă. Noi alimentăm economia separatistă cu metal, noi plătim gazul, noi plătim energie electrică și nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Ia uitați, mașinile merg în continuare, eu înțeleg, Plahotniuc nu-i, Andronache a fugit. Să mai fac niște percheziții, să mai găsesc niște oameni care au luat 30 de euro, 50 de euro, dar unii se învârtesc sute de milioane, nimeni nu vrea să... Dragi prieteni, ați văzut imaginile de ieri, de la Călăraș. Ca să înțelegeți cât e de grav, poliția din Călăraș este la cheremul celor care duc metal. M-a sunat un polițist din Italia, stabilit în Italia, un polițist din poliția criminală care a lucrat în Călăraș. Spune Vasile, poliția din Călăraș este alimentată cu tichete de benzină de la metaliștii ăștia, pentru că ei au 3-4 șalandi cu metal încărcate pe săptămână, dragi prieteni, nu pe lună. Pe săptămână. Asta îmi spun polițiștii care au plecat din sistem. Ei sunt hrăniți, alimentați cu benzină. Oamenii ăștia au pentru și alimenta poliția. Și voi așteptați că poliția va fi de partea poporului și vor ancheta hoțâile. 2. Tot ce înseamnă șine de cale ferată înseamnă sistem de importanță națională. Asta înseamnă că nu poți să iei, mergi pe drum, ai luat șinile de la cale ferată și le-ai dus la metal. Asta înseamnă că procurorul Asară trebuia să vină la fața locului, să dispună anchetă, să dispună percheziții, să stabilească actele, proveniența metalului. Tot ce a fost ieri a fost iarăși încălcare. Eu nu știu dacă conducerea Ministerului de Interne urmărește în general ce fac polițiștii de la Călăraș sau polițiștii din alt sector. Eu înțeleg că ăștia au așa pile, ăștia care duc metal ferosul. Unul din polițiști care a lucrat în Călăraș acum în Italia, el dacă mă aude, cred că știe despre cine vorbesc, el spune că, Vasile, cât am lucrat la Călăraș, eu n-aveam voie nici măcar să mă ating de ești care colectează metalul. Așa de periculos era că dacă mă apropiem să fac vreun proces verbal, eu zburam din minister, eu zburam din poliție. Acum s-a schimbat guvernarea. Doamna Ana, ministru, Revencu. Eu înțeleg că azi e vineri seara și nu mai lucrează nimeni. Dar chiar nu vreți să vă interesați și facă ăștia, cum pot să duci pe drumul național? Deși pe mine dacă mă oprește și nu am un act la mine, eu sunt penalizat. Ia uitați-vă, poate să scadă o trubă în cap, poate să sară și pe nimeni nu interesează. Eu acum la cine trebuie să sun? La care poliție? La cine să mai sun, să mai apelez ca mașinile astea să fie oprite? Nu știu dacă împreună cu toată societatea măcar înțelege și se întâmplă în continuare. Băi, avem Ministerul de Interne, să presupunem că procurorul general îi complice la toată mafia asta și eu cu siguranță îmi dau seama că el face parte din tot ce înseamnă mafia asta a metalului. Băi, dar Ministerul de Interne, mascați avem? De ce nu punem cagolele? Ori numai dacă vedem o bunicuță cu pătrunjele și mâinile. De ce nu se apucă de ăștia cu metalul? De ce nu se apucă de cei cu pădurile care taie în continuare? Dacă să merg să vă arăt că el merge la uzina metalurgică. Eu n-am voie să opresc mașina, eu n-am voie să întreb câte tone are. Ia uitați-vă și frumusați. Bă, dar pe el e ca în Africa, el are 3 metri deasupra încărcat cu metal. Domnul Grosu, ați promis că vă implicați în stoparea hoțiilor. Iată, eu acum, ca să înțeleagă oamenii și ceilalți care urmăresc, iată, de aici, din schemele astea mari, se alimentează televiziuni de propagandă, de aici se alimentează experți de tot felul și de tot soiul care se dau cu părerea, de aici se alimentează Partidul Socialiștilor. Vă aduc aminte, pentru cei care ați uitat, că în continuare, la metal firos, șef e nășelul lui Dodon, care ați uitat. Dodon împreună cu bratanii care au fugit psihotarii controlează și acum sistemul de colectare. Ați văzut? Noi am strigat schimbare, dar băieții cum au lucrat, ia uitați-vă și frumusați. Băieții cum au lucrat cu metalul, așa lucrează mai departe. Și ca să înțelegeți, din România 50 de mașini pe zi, pe sutcă.
Și din Moldova câte mai vin, habar n-am că nu le pot număra, dar știu că într-o perioadă spune că se grămădesc câte 25.000 de tone de metal din Moldova, de Republica Moldova. Probabil acum să fie mai puțin. Și din România cât vine. Nu știu dacă am să putem noi opri vreodată hoțâile astea, ori băieții care au venit la guvernare, ia uitați-vă, poliția. A, și crezi că o să oprească mașina cu metal? Să oprească pe dracu în patru. Pot să suni la poliție că nu-ți mai vine nimeni. Domnul Spânu, eu știu că urmăriți videourile noastre. Apelați la șeful de la ANTA și întrebați-i câte mașini au fost oprite. Eu domnului Grosu, atunci când am vorbit cu dumnealui, i-am spus mașinile astea sunt încărcate cu 40 de tone de metal. Asta și Voroni nu a spus-o în cadrul ședinței Parlamentului. Cum vreți să aveți drumuri bune dacă ăsta merge și taie drumul? El se prăbușește pentru că mașina are 17 tone și plus 40 de tone. El are 56-55 de tone de masa totală. Când pe drumurile naționale se permite până în 40 de tone. Noi am făcut exporturi, știm și vorbim. Te-o prins, te-o oprit, apoi plătești amendă de țesă ochii. Vă salut cu drag de pe drumurile Republicii of Moldova. Salutări bandiților de la Bubuieci. Ne vedem în instanța de judecată. Și aceștia care duc metal să nu mai vorbească Costiuc și iar 400.000 de lei de la mine. Eu azi vă dau câte un braț de metal pentru fiecare. Mulți ani, minte, înțelepciune, trimitez video-ul ăsta lui Igor Grosu și lui Andrei Spânu pe Telegram, că el comunică cu oamenii pe Telegram. Și spuneți-i, domnul Spânu, așa ați făcut reguli la ANTA. O seară frumoasă și o sâmbătă și duminică liniștită, dragi prieteni. Ia că așa, de pe dealurile Moldovei, la un asfințit frumos de soare, cu mafia înainte.